Viteza și alcoolul nu fac casă bună. De asta s-a convins și un tânăr de 21 de ani din Botoșani, care băut fiind s-a urcat la volanul unui autoturism Volkswagen și a plecat într-o cursă nebună pe străzile municipiului. Când însă a apăsat mult prea tare pedala de accelerație, tânărul a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit violent în două mașini aflate în parcare. S-a întâmplat duminică dimineață pe strada Independenței. În urma impactului, mașina pe care o conducea a fost distrusă în proporție de 50%. Serios avariate au fost și cele două autoturisme parcate regulamentar. Deși s-a rănit, conducătorul auto a refuzat să meargă la spital și să primească îngrijiri medicale. Oamenii legii l-au testat însă cu aparatul etilotest și au constatat că acesta băuse înainte de a se urca la volan. Tânărul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de 0,43 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Evenimentul s-a produs ieri în jurul orei 9 dimineața, iar în urma acestea a rezultat atât vătămarea corporală a conducătorului auto, cât și avarierea a trei autovehicule. Tânărul este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Și tot ieri în municipiul Dorohoi a avut loc un alt eveniment rutier provocat de un șofer băut. Este vorba de un bărbat de 43 de ani din comuna Roma, care circula duminică pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Dorohoi și care a pătruns pe sensul opus de mers, iar în încercarea de a evita un autoturism care circula regulamentar, a pierdut controlul volanului și s-a izbit în gardul unei locuințe. Rezultatul testului cu aparatul etilotest a fost de 0,79 de miligrame alcool pur în aerul expirat.